ne doare că nu avem un parc al copiilor, dar bani pentru chirii fabuloase plătite unor unități de învățământ se găsesc în visteria municipalității. Dacă ar fi să facem o listă cu aceste clădiri în care funcționează unități de învățământ și un total, cu siguranță că sumele ar ajunge undeva la 250.000 de euro. De altfel, pentru o singură clădire unde funcționează grupul școlar de poștă și telecomunicații din Timișoara se plătește 14.000 de euro în fiecare lună, în timp ce la fostul liceu CFR clădirile amenajate cu laboratoare și săl de clasă sunt goale. Pentru ca scandalul și neînțelegerile să fie stinse în ceea ce privește fotolul de director, având în vedere faptul că managerii celor două licee sunt soți, reprezentanții inspectoratului școlar județean Timiș anunță la toamnă un nou concurs de director. Rolul de director sau funcția, mai bine zis, de director va rămâne în familie, cum se speculează, sau se va organiza un nou concurs? Concursul va fi organizat de către Consiliul de Administrație al noi unități de învățământ. Deci, de la 1 septembrie, oricine participă la concurs și concurează și câștigă acest concurs, va fi, poate să fie directorul, oricine dintre, cei, dintre concurenți, poate să fie directorul unității de învățământ. Și această chestiune cu scenariile că sunt în familie, eu, eu, cred că trebuie să fim realiști. Cel puțin directorii celor două unități de învățământ au, sunt longevivi în ce înseamnă managementul și au experiență în management școlar. Asta nu înseamnă că ei trebuie să fie sau unii trebuie să fie directorul unității de învățământ nou create, nu. Care va fi rezolvarea acestei comasări vom afla cu siguranță în viitoarele ședințe plenare ale Consiliului Municipal din Timișoara.